Salut, camarați, bună ziua! Știți și voi că în curând o să avem alegeri și pentru că o să avem alegeri, toți paraziții care nu le place munca au făcut partide, partiduțe, partituțe, tot ce înseamnă acolo și partid, partid mai mic, mini partid, maxi partid, nu contează. Toată lumea nebunită să adune și ei măcar 50.000 de voturi, că alea 50.000 de voturi se pot vinde și ele, știi, și aduce niște bani în traistă. Așa. Deci, în zilele astea, în România, nu mai e loc nici la vecel de patrios. Peste tot numai patrios, frate. Nu mai ai, nu poți să te duci nicăieri că România e plină de patrios. Din 4 în 4 ani, când miroase ciolanul, toată lumea devine brusc patriot, știi? Așa, patriot de conjunctură. Așa, bă, pentru mine sunt cam toți niște scursuri, niște scursuri ordinare, niște canalii care nu le place munca, vor doar să dea din gură, cum și cârpa caiebistă Iliescu, n-a muncit în viața lui o zi, știi, și l-au hrănit fraierii de români, o să-l și îngroape tot pe banii la ciugulanii români. Hai să vă dau așa câteva nume la întâmplare de patrioți de ăștia de conjunctură, de fapt oportuniști și fripturiști. Mulți dintre ei săgeți sau majoritatea sunt săgețile străinilor, de la est, de la vest, nu contează, banul să ia, să știi că mamonul e Dumnezeul lor suprem, zeul suprem, banul. Ei se închină la verzișori și la euroi și la francelvețieni. Așa. Deci, hai să luăm pe primul, Valer Covaci. Fost milițian, văz, Doamne, l-a apucat dragostea de patrie și l-a apucat pe ăsta dreptatea, onoarea și toate cele, știi? Și a lătrat până l-au dat afară de miliție, știi că lătra despre șefii corupție, drept că șefii miliției române sunt toți corupți, ca și la justiție, ca peste tot, toate instituțiile sunt corupte, dar el lătra prea mare și îi deranja, l-au dat afară. S-a băgat și el pe unde a putut, pe la Haurar, pe la Șoșocari, unde e biros d'un ciolan, știi că acum nu mai vine bănuțul de la miliție, de la poporul român, trebuie să-l câștige. Nu știu unde să câștigă banul cel mai ușor? La partid, a ghicit, bingo! Așa, s-a băgat și el pe unde poate, latră acolo și a făcut un canal de YouTube. O groază, m-am uitat acolo, o groază de ciugulani proști și guguștuși naivi, îl aplaudă, că așa dă bine, așa, din trompetă, știi? Pe trompetă toată lumea, patrioți, moare cu arma în mână. Dacă venea Ruznacu, îi vedeai până Elveția pe ăștia, emigranți până Elveția, fugitivo, știi? Așa, așa la gargară, toți patrioți, moare cu arma în mână, moare în prima linie. Vrăjeală. La plăcinte înainte, la război înapoi, știi, așa e povestea. Acum, de când i-a dat casca și cașcheta, ce i-a mai dat? Motocicleta lui Madame Șoșocara ca să-i susțină kilogramele acolo, acum a devenit vedetă și ăsta. Mare minune să n-apuce și el un ciolănaș acolo, pe unde o fi, că la el nu contează ce partid, că la noi și așa, toate partidele vin din Partidul Comunist, deci nu există stânga, centru și dreapta, unde te bagi, nimerești cu nasul un ciolan acolo, după miros, știi, ăștia merg ca buldogii, după miros, unde e ciolanul și ei. După aia și-a mai găsit un alt milițian de sindicatul milițienilor. Și el a luat-o pe urmele lui și el a început să-și critique șefii, deci e metodă probată, știi? Că a văzut că i-a mers lui Valer, încearcă și ăla, dar ăla chiar că are o față de milițian de la care ne bătea cu bastoanele când eram copii, știi? Și ne alerga și ne tortura. După aia, Dumitru Coarnă, ăsta s-a învățat la ciolan deja, a fost milițian pe vremuri, pe lângă Călăraș, pe la Negru Vodă,
Odată a intrat noaptea la o femeie în curte și a furat vaca și a dus-o la măsa. După vreo 2 luni au găsit o vaca furată la măsa. Deci e și alcoolic și hoț, știi? Acum, domne, omul e deputat, nu știu ce, dar îi se termină mandatul și să uită și el de unde să prindă și el ceva acolo și a un loc sub soare. Știți că ăștia merg, cum v-am zis, că cum merge cățelul după miros, știi? Așa, unde miroase a friptură și cățelul, așa și ăștia. Că știți vorba aia, câinele nu pleacă de la măcelărie niciodată, știi, că acolo e să umple ghiozdanul la măcelărie. Așa, Dumitru Coarnă ăsta, latră, băi, frate, de te apucă disperarea, de ce? E în pericol să rămână pe din afară, să n-apuci. Hai că el își dă seama că nu o să apuce ciolanul la mare, da? Măcar un copănel, ceva, dacă nu o fi copănel, măcar și o aripioară, că e bună și aia, iese de gust la ciorbă o aripioară și de găină și de rățușcă crăcănată, e bună și aia. Deci la ei nu e, băieții nu sunt pretențioși, știi, dacă nu e ciolanul ăla mare, că l-ai rezervat pentru șmecher, mai dăștea, mai bengoși, așa, mai cu proptele, mai multe, săgeți de-astea, mai babane, știi, așa. Deci dacă nu fi ciolanul ăla mare, nu e, ăla nu e, dar măcar un copan acolo, o aripioară să iasă, o târteață, e bună și aia târteața, iese ciorbica gustoasă, știi, așa, că și burta lor mănâncă un copan, o aripioară, știi, așa. Deci latră, băi, Dumitru Coarnă ăsta de te apucă groaza, zici că e trompeta Erihonului, știi, zici că e trompeta Apocalipsei, știi. Așa, altul la rând e Călin Georgescu. Bă, frate, l-am ascultat într-un clip cu el, cu nevastă-sa. Nevastă-sa, cum, dragă, ești francmason, ești satanist, ești spion și nu știu eu, știi? O dătea la prosteală nevastă, a crezut că noi suntem țugulari români și guguștuși naivi, da? Era filmată, știi? Era în direct, știi? Că și nevasta lui, vă dați seama, țața Leana, cum o chemau, țața Iosefina acolo, dai seama să ajungă prima doamnă, covor roșu, gens lui Vuitton acolo, că mai știm noi pe alții, pe neamțul și pe nevasta, tot așa, călătorii scumpe pe banii la țugulanul român și la guguștuci naivi din România, plimbări la Dubai pentru gens de-alea scumpe, pantofi scump, că ce e mai bun pe planetă e de-abia bun, de-abia e acceptat așa în silă pentru barosani ăștia și cu coanele astea simanticoase, care de fapt la început au fost mai mahalajoace, așa, știi, cum e și Madame Șoșoacă, știi, dar după aia se stilează frumos, genți lui Vuitton, pantofi de la Macaronar, de la prietenii noștri. Acolo și au o răchiță frumos de la Paris, acolo, că nu cade turul Eiffel dacă prima doamna României, nevasta lui Călin Georgescu, o să aibă și ea o răchiță de-aia pârlită de 20.000 de euro de la Paris. Bă, dar răutăcioși sunteți, băi, frate, nu vreți și voi să arate prima doamna României, doamna Georgescu, să arate și ea cu o rochie de la Gucci, de la Versace, bă, hai că sunteți răutăcioși, băi, frate, așa, așa. Și mai departe, auzi ce spune Călin Georgescu în clip, îi spune lui nevasta că nu, dragă, nu sunt nici francmason, nici satanist, nici agent străin sau KGB, nici CIA, ce sunt suflet din sufletul român, suflet din sufletul poporului român. Ai că m-a dat gata, băi, ne-a dat exact cu muci în fasole, direct așa, pac, și cu ăștia în gar, ca Eremia, dar cu ăștia în gar, direct, știi? M-am uitat la el ca vițelul la poarta nouă, știi? Bă, frate, ăsta a fost șef la clubul de la Roma, club de sataniști care vor să distrugă planeta și populația. Face parte din clubul Bilderberg. El ne minte pe noi, ce că suntem țugulari români și de aia proștii. Ne minte că a ieșit. Păi din clubul Bilderberg nu ieși decât cu picioarele înainte, atât. Altfel nu e ca la
Că nu, acolo nu-ți dai demisia, nu e pe demisii. Acolo ești doar cu picioarele înainte, atâta, la revedere, știi? Ăsta chiar, domn președinte, chiar că ne ia de pruci, că suntem guguștuși români de aia naivi, care înghițim orice gălușcă. Bă, frate, așa, ne mai vorbim de Madame Șoșocara, știi? Asta, nu știu, e săgeată 100%, nu știu, cu a fi, eu am impresia că e săgeată cu steagul fals, că așa aparent steagul e rusesc, dar eu am bănuial așa, să vedem dacă se confirmă, că mai merge sub un alt steag, știi? Ăla rusesc e doar fals, știi? Adică ne duce pe căi de-astea, ne bagă în fundătură, așa. Ne mai vorbim de conul Haurar, știi? De Nea Georgică Haurarul, care mama lui a zis că s-a băgat și el, mamă, în politică, că s-a dus la Paris și la Paris nu putea să câștige și el pâinea, mamă, și s-a băgat în partid să mănânce și dinții lui o pâine. Așa a zis măsa, acum nu știu, așa, eu iau de bun. Da, indianul tot indian rămâne, tot la ciolan. Așa, ăsta l-au prins că a ars-o nu numai cu perciunații, a ars-o și cu GRU, serviciu militar rusesc, știi? Așa, ăia cei mai rău. Acum, eu zic că pădure, dacă nu faci focul, nu iese fum, știi? Ceva trebuie să fie pe acolo, dar și domnul general Măciucă s-a întâlnit cu un trădător, adică un agent KGB, așa că nu ne mai miră că se poartă, e la modă. Și ultima, the last but not least, Madame Păcuraru. Mie Madame Păcuraru, Alexandra Păcuraru de la Realitatea, mi se pare un pic cam bronzată, deci avem deja o groază de bronzați care vor să fie președinți. Avem și o mahalagioaică, mai avem una cu perciun pe Coana Lenuța. Așa de, am impresia că Madame Păcuraru și asta suferă de ea, știi, că ne povestește ea că dacă iese președinte o să mâncăm numai lapte și miere, că în România curge în fiecare zi lapte și miere și o să ne plictisim de ciolane, o să vrem fasole cu murături, că nu, dacă vine ea președinte, cum a fost și Dan Diaconescu, ăla ne-a umplut de sânge, ne-a dat 20.000 de euro la fiecare român, Haurarul ne-a dat câte o casă, cred că Madame Păcuraru Alexandra o să ne dea numai lapte și miere și o să ne plictisim de mușchi și de mușchi file, o să cerem fasole, că o să fie tortură mare să mâncăm în fiecare zi numai mușchiuleț file și copane fripte, știi, o să cerem așa pe bandă rulantă fasole cu gogoșar, că alea îmi plac mie, fasolică cu gogoșar. Așa, băi frate, băi, perspectivele sunt bune. Dacă ies săgețile astea, președinții României, oricare ar fi dintre ei, că toți sunt la fel, o apă și un pământ, cred că o să concurăm cu Bangladeshul. Cred că poate îi și depășim pe Bangladesh, îi depășim în jos, la sărăcie, știi? Deci cam astea-s perspective. Acum să mă bată Dumnezeu, poate voi avea gura pocită, știi? Să se întoarcă pământul cu fundul în sus, să iasă unul care nu e săgeată, dar m-aș mira să fie unul care nu e săgeată. Hai că v-am pupat, mă aștept la comentarii și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!